Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre războiul de succesiune poloneză și reducerea puterii habsburgice. Războiul de succesiune poloneză a avut loc în prima jumătate a secolului al XVIII-lea și s-a desfășurat între marile puteri europene. După moartea lui Augustus al II-lea al Poloniei, în Polonia a izbucnit un război civil pentru succesiunea la tron, care s-a transformat în curând într-un conflict la nivel continental. Celelalte puteri europene au profitat de criza dinastică pentru a-și urmări propriile interese naționale și pentru a reaprinde ostilitățile anterioare. De fapt, conflictul a fost în mare parte o nouă confruntare între Bourboni și Habsburgi, care se luptaseră deja între ei în războiul de succesiune spaniolă, marele conflict european care izbucnise cu 30 de ani mai devreme. Franța și Spania, cele două mari puteri ale Bourbonilor, au acționat cu intenția de a amenința puterea Habsburgilor în Europa de vest, la fel ca și regatul Prusiei, în timp ce Saxonia și Rusia s-au mobilizat pentru a-l susține pe candidatul câștigător la tron. Luptele din Polonia au dus la încoronarea lui Augustus al III-lea, susținut politic de Habsburgi, precum și de Rusia și Saxonia. Principalele campanii militare și bătălii din timpul războiului au avut loc în afara Poloniei. Bourbonii, susținuți de regele Carol al III-lea al Sardiniei, au acționat împotriva teritoriilor habsburgice izolate din Italia. Conflictul a dus la reorganizării teritoriale majore, în special în sudul Italiei și la frontierele estice ale Franței. În Renania, Franța a capturat ducatul de Lorena. În Italia, Spania a câștigat controlul asupra regatelor Napoli și Sicilia, pierdute în războiul de succesiune spaniolă, în timp ce câștigurile teritoriale în nordul Italiei au fost limitate, în ciuda campaniilor sângeroase din acest teatru. În ciuda faptului că a semnat un tratat de apărare cu Austria în 1731, Marea Britanie a fost reticentă în a sprijini puterea habsburgică, demonstrând astfel fragilitatea alianței anglo-austriece. Deși s-a ajuns la o pace preliminară în 1735, războiul a fost încheiat în mod oficial prin Tratatul de la Viena din 1738, prin care Augustus al III-lea a fost confirmat ca rege al Poloniei, iar adversarul său, Stanislau I, a primit din partea Franței ducatul de Lorena. Francisc Ștefan, duce de Lorena, a primit Marele Ducat de Toscana drept compensație pentru pierderea posesiunilor sale. Ducatul de Parma a revenit Austriei, în timp ce Carol al III-lea al Spaniei a obținut coroanele Neapolelor și Siciliei, ceea ce a dus la câștiguri teritoriale pentru Bourboni. Polonia a cedat de asemenea drepturile asupra Livoniei și controlul direct asupra Ducatului de Curland și Semigalia, care, deși a rămas un fief polonez, nu a fost integrat în Polonia propriu-zisă, suferind o puternică influență rusă care a luat sfârșit doar odată cu căderea Imperiului Rus în 1917. După semnarea tratatelor de la Utrecht, 1713, și Restat, 1714, care au pus capăt războiului de succesiune a regatului Spaniei, a început o perioadă de 20 de ani de mare instabilitate în relațiile dintre toate puterile europene care tocmai ieșiseră din conflict. Instabilitatea s-a datorat în principal faptului că acordurile semnate i-au lăsat nemulțumiți pe aproape toți semnatarii, chiar dacă din motive diferite. De fapt, unele națiuni erau interesate să mențină pacea pe baza angajamentelor de la Utrecht și Rastatt, mai ales pentru a restabili finanțele sângerânde, ca în cazul Franței, sau pentru a consolida avantajele economice și comerciale obținute, ca în cazul Marii Britanii și al țărilor de jos. Altele, pe de altă parte, precum Spania și Austria, deși din motive diferite, tindeau să pună sub semnul întrebării o mare parte din angajamentele semnate. Spania, sub conducerea noului prim-ministru cardinal Alberoni, a adoptat o politică agresivă față de celelalte țări care semnaseră tratatele. În primul rând, nemulțumirea noului rege față de pierderea tuturor posesiunilor sale europene, chiar dacă în schimbul unui tron.
Al doilea motiv era faptul că regina, Elisabeta Farnese, avea doi fii, Carol și Filip, din Filip al V-lea, cărora le era exclusă orice posibilitate de succesiune la tron, un privilegiu care se aplica doar copiilor suveranului din căsătoria anterioară cu Maria Luis Gabriela de Savoia, a treia fiica lui Victor Amadeus al II-lea. Această excludere a împins-o pe noua regina Spaniei să încerce să obțină fiefuri pe care să le atribuie copiilor săi legitimi, eventual prin recuperarea parțială a teritoriilor cedate la sfârșitul războiului de succesiune. Pe de altă parte, Austria era preocupată de o altă problemă, cea a succesiunii la tron, deoarece Carol al VI-lea dorea să asigure nu numai dreptul la succesiune pentru urmașii săi direcți, ci eventual și pe linie feminină, contrar a ceea ce se întâmplase întotdeauna în trecut. Această problemă a fost rezolvată de Carol al VI-lea în 1713, prin emiterea unei sancțiuni pragmatice, prin care a transferat linia de succesiune propriilor descendenți, inclusiv a descendenților de sex feminin, perturbând astfel toate aranjamentele interne stabilite ale casei de Habsburg. Pentru aceasta însă era nevoie de recunoaștere internă și internațională, pentru care Carol al VI-lea a fost nevoit să facă numeroase concesii în timpul numeroaselor negocieri diplomatice care i-au caracterizat domnia. Totuși, această instabilitate politică și diplomatică s-a manifestat printr-o serie de conflicte mai degrabă limitate, care nu au implicat toate statele europene în același timp, așa cum s-a întâmplat în marele conflict anterior. Spania a fost prima care a făcut o mișcare militară, ocupând mai întâi Sardinia, care se afla în mâinile Habsburgilor, și apoi recentul teritoriu Savoia din Sicilia, recent achiziționat. Această inițiativă a dus la formarea unei triple alianțe atipice în 1717 între Franța, Anglia și Olanda, căreia i s-a alăturat ulterior Austria. Alianța a dat primele rezultate un an mai târziu, cu o victorie importantă la Capo Passero, unde flota spaniolă a fost puternic învinsă, în 1718. În același an, războiul s-a încheiat cu pacea de la Londra și ulterior, prin tratatul de la Haga, s-a propus o schimbare a insulelor italiene între Habsburgi și Savoia. Primilor le-a revenit Sicilia, la acea vreme mai bogată decât insula Sardinia, iar titlul regal al lui Victor Amadeus al II-lea s-a schimbat din rege al Siciliei. Savoia va purta acest titlu până la unificarea Italiei. În rest, nu au existat alte modificări substanțiale de la tratatul de la Rastatt. Această nouă situație a provocat o apropiere între Filip al V-lea și Ludovic al XV-lea, care avea să fie pecetluită prin căsătoria lui Ludovic cu una dintre fiicele regelui Spaniei și în același timp prin oficializarea sprijinului Franței pentru pretențiile lui Don Charles la ducatul de Parma și Piacenza și la Marele Ducat de Toscana. Nici acest acord nu a produs efecte concrete, deoarece nunta planificată a eșuat. Când regele Franței a ajuns la vârsta adolescenței, s-a decis ca acesta să se căsătorească rapid cu prințesa poloneză Maria Alezinska pentru a produce un moștenitor legitim, în timp ce prințesa spaniolă era încă un copil. Consecința a fost o apropiere între Spania și Austria, care a fost de asemenea sterilă. Interesele spaniole în Italia nu erau compatibile cu dorința Habsburgilor de a-și menține dominația asupra peninsulei. După acest nou eșec al alianței, au urmat altele până când, în 1731, odată cu dispariția dinastiei Farnese, ducatul de Parma și Piacenza a trecut în mâinile lui Don Carlo, în virtutea tratatului de la Sevilla, din 1729, semnat între Franța, Spania și Anglia. Acest lucru a provocat o intervenție militară austriacă, iar ducatul a trebuit să fie ocupat de Habsburgi. Totuși, această ocupație nu a avut consecințe militare semnificative, datorită refuzului Angliei de a interveni în această chestiune și a dezangajării Franței, dictată de intuiția diplomației franceze că între Marea Britanie și Austria exista o înțelegere tacită.
Dezangajarea simultană a Franței și a Marii Britanii a permis încheierea unui acord între Spania și Austria, prin care Austria îi ceda lui Don Carlo Parma, Piacenza și Toscana, în schimbul recunoașterii de către Spania a sancțiunii pragmatice. Primele două obiective au fost atinse. Elisabeta Farnese obținuse în sfârșit un tron pentru fiul său cel mare, iar Carol al VI-lea obținuse recunoașterea de către Spania a succesiunii fiicei sale, Maria Tereza, deși formal acest acord nu fusese încă semnat. În timp ce aceste evenimente aveau loc, o altă dispută serioasă a apărut între toate marile puteri ale Europei, de data aceasta implicând și Rusia și Prusia. Afacerea, cunoscută sub numele de Războiul de Succesiune Poloneză, a început în 1733, odată cu moartea regelui Augustus al II-lea, al dinastiei Wettin. Totuși, înainte de a intra în evenimentele noului război de succesiune, este necesar să se ofere informații despre tipul de monarhie care funcționa în Polonia. Altfel, războiul de succesiune poloneză rămâne greu de înțeles. Pe scurt și făcând un mic pas înapoi, odată cu moartea lui Sigismund al II-lea, August al Poloniei, fără moștenitor legitim, în 1572, dinastia Jagiellonă, care a condus tronul polonez timp de aproape două secole, s-a stins și a început perioada așa numiților regi aleși, deoarece moștenirea dinastică fusese abolită. Această perioadă a durat până la Revoluția franceză. În această perioadă, suveranii din dinastiile Valois, Vasa, Sobieski, Wettin și Poniatowski au alternat și au fost aleși de o dietă la fiecare deschidere a succesiunii, care coincidea cu moartea suveranului. Este ușor de înțeles astfel cum problema legată de succesiunea lui Augustus al II-lea de Saxonia în Polonia a fost foarte diferită de problema legată de succesiunea lui Carol al II-lea în Spania. În timp ce în cazul Spaniei disputa a pornit de la apetitul dinastiilor interesate în dobândirea directă a posesiunilor spaniole, eventual chiar prin dezmembrarea regatului, în cazul Poloniei interesul dinastiilor conducătoare din Europa era de a instala pe tron un monarh care să facă regatul său să graviteze spre o anumită zonă de influență mai degrabă decât spre alta și care, la momentul potrivit, în caz de conflict sau negocieri diplomatice, să sporească ponderea unei alianțe mai degrabă decât alteia. Cu alte cuvinte, era vorba de a instala pe tronul polonez un monarh, am spune astăzi, cu o suveranitate limitată, adică sub tutela. Situația politică din Europa în 1733 a fost marcată de tripla alianță formată în anul precedent între țarina Rusiei Ana Ivanovna, regele Prusiei Frederic William I și Casa de Austria reprezentată de Carol al VI-lea de Habsburg. Această alianță a fost condusă și sub numele de Tratatul celor trei vulturi negri. Pe de altă parte, alianța dintre Ludovic al XV-lea, rege al Franței, și Filip al V-lea, rege al Spaniei, ambii burboni, legați prin vechiul pact prin care tronurile lor respective fuseseră deja unite în timpul precedentului război de succesiune spaniolă. Nu intrăm în detaliile luptelor propriu-zise duse de aliați. Aceste evenimente au avut loc între 30 octombrie 1735, data așa numitelor preliminarii de la Viena, și 18 noiembrie 1738, data celui de-al treilea tratat de la Viena, și s-au încheiat cu pacea de la Paris la 1 iunie 1739, care a pus capăt războiului de succesiune poloneză. În anii care au urmat păcii de la Paris, Lorena a fost absorbită progresiv în teritoriul francez, devenind o simplă provincie. Franța a pierdut controlul asupra Acadiei și a Terei Noi. Anglia a obținut Acadia, Terra Nouă, Menorca, Gibraltar și monopolul asupra sclavilor negri. Habsburgii au păstrat țările de jos, de sud și ducatul de Milano și au dobândit Marele Ducat de Toscana, schimbat de Francisc Ștefan cu Lorena ca o clauză a tratatului și pentru a se căsători cu Maria Tereza de Austria. Cu toate acestea, este necesar de analizat mai în detaliu motivele și evenimentele reale
care au dus la semnarea tratatului de la Viena din 1738 și a păcii de la Paris, care a urmat, precum și consecințele pe care acordurile semnate le-au avut în întreaga Europa, reconstituind evenimentele în lumina motivațiilor politice care i-au ghidat pe monarhi în alegerile lor. Politica externă a lui Ludovic al XV-lea, în urma celei a predecesorului său și pusă în aplicare cu înțelepciune de primul său ministru, a avut ca obiectiv principal reducerea puterii Habsburgilor, care a cunoscut o creștere considerabilă după încheierea războiului pentru succesiunea la tronul Spaniei. Deși Spania și posesiunile sale din Caraibe și America de Sud au căzut în mâinile burbonilor francezi, Habsburgii au obținut în schimb atât de multe teritorii europene, încât Austria a devenit cea mai mare putere continentală. Politica lui Ludovic al XV-lea a fost susținută de regele Filip al V-lea al Spaniei și de cea de-a doua soție a sa, Elisabeta Farnese, care, după cum am spus, au văzut în strategia monarhului francez posibilitatea de a achiziționa teritorii pentru fiii lor, Don Charles și Filip. La începutul anilor 1930, regele Franței, după ce și-a dat seama că pierduse orice ascendență asupra Poloniei, care trecuse definitiv sub influența Rusiei și Austriei, prin intermediul regelui Augustus al II-lea al Saxoniei, a fost nevoit să-și îndrepte atenția spre Italia, în încercarea de a crea un dig pe frontul sudic al Imperiului Habsburgic. Cu ocazia tratatului de la Torino din 26 septembrie 1733, Ludovic al XV-lea a semnat un acord cu Carol al III-lea de Savoia, căruia i-a promis cedarea Lombardiei în schimbul cedării Savoiei către Franța. Imediat după aceea, la 7 noiembrie 1733, a semnat cu Filip al V-lea tratatul de la Escorial, prin care promitea teritorii în Italia ambilor fii ai Elisabetei Farnese. Cu toate acestea, cele două tratate nu păreau a fi în perfectă armonie, mai ales că acordul de la Escorial nu confirma pe deplin angajamentele luate la Torino cu Savoia. Dimpotrivă, au sugerat chiar posibilitatea unei hegemonii spaniole în zona Milano, reducând suveranitatea și autonomia Savoiei. Carol Emanuel a luat imediat cunoștință de această împrejurare a doua zi, după ocuparea orașului Milano de către trupele sale, la 10 decembrie 1733. Relațiile de alianță dintre Franța, Spania și Savoia au suferit în consecință o reorganizare considerabilă, dar nu până la punctul de a-l determina pe regele Savoiei să răstoarne alianța în favoarea imperialiștilor. Carol Emanuel a preferat să aștepte, în schimb, încheierea negocierilor directe între Franța și Austria, știind foarte bine că era în curs o mediere anglo-olandeză care avea de asemenea scopul de a favoriza menținerea unui stat Savoia ca forță de interpunere între Habsburgi și Burboni în Italia. După 2 ani de război, 1734 și 1735, la 29 iunie 1734, în bătălia de la San Pietro, care a avut loc în apropiere de Parma, mai exact la Croceta, o bătălie foarte sângeroasă, în care au căzut mii de soldați și comandantul suprem austriac, și 19 septembrie 1734, bătălia de la Guastalla, Franța și Austria au semnat un acord preliminar de pace la 3 octombrie 1735, care conținea reorganizarea statelor italiene. Acordurile prevedeau atribuirea marelui ducat de Toscana lui Francisc al III-lea Ștefan de Lorena, după moartea lui Gian Gastone, ultimul reprezentant al dinastiei de Medici, pentru a compensa atribuirea Lorena lui Lezinski. Austria a păstrat portul liber Livorno, dar i-a cedat lui Don Carlo di Borbone statul prezidiilor, regatul Napoli și Sicilia. Statul Savoia a fost consolidat prin achiziționarea Langhe și a teritoriilor vestice ale orașului Milano și a fost de asemenea autorizat să construiască fortărețe în teritoriile nou cucerite. Austria a fost recunoscută prin Pramatica Sanzione din 1713 și a primit înapoi Ducatul de Parma și Piacenza.
Preliminariile de la Viena din 1735 au fost încorporate mai întâi în cel de-al treilea tratat de la Viena din 1738 și apoi în pacea de la Paris din 1739, care a rezolvat definitiv problema Lorena. Acordurile semnate de Franța și Austria prin cel de-al treilea tratat de la Viena din 1738 ar fi trebuit să constituie pentru statele italiene un aranjament definitiv și stabil în cadrul politicii de echilibru între toate marile puteri europene din prima jumătate a secolului al XVIII-lea. În schimb, ordinea geopolitică a Italiei, născută la încheierea războiului de succesiune poloneză, ar fi fost din nou bulversată în câțiva ani. Prin încheierea războiului de succesiune poloneză, pacea de la Paris a consfințit de asemenea reducerea puterii habsburgice, care se consolidase considerabil în urma încheierii războiului anterior de succesiune la tronul Spaniei. De fapt, dacă este adevărat că candidatul austro-rus a urcat pe tronul polonez, este la fel de adevărat că noul suveran a navigat mai mult pe orbita rusă decât pe cea habsburgică. La fel cum este adevărat că marele ducat de Toscana și ducatul de Parma și Piacenza au fost cedate Austriei, este de asemenea adevărat că această cedare a avut loc cu prețul cedării Loarei către Franța, a teritoriilor vestice ale Milanului către Piemont și a regatelor de Napoli și Sicilia către Don Carlos de Bourbon. Pacea mult așteptată în Europa părea să fi fost în sfârșit obținută, dar a fost o iluzie de scurtă durată. Câțiva ani mai târziu avea să izbucnească un alt mare conflict, războiul de succesiune austriacă, ce avea să aibă ca protagonistă cea mai puternică dinastie de pe continent, Habsburgii. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!